Bună ziua și mulțumesc frumos că ați dat curs invitații la conferința noastră de presă de astăzi. Alături de mine, urmând de la stânga la dreapta, este domnul Mihail Breja, domnul inspector general de la ISJ Neamț și domnul Radu Firăstrău, directorul Direcției Sănătate Publică Neamț. În conferința de presă de astăzi vom aborda mai multe teme, printre care situația la zi cu pregătirea pentru evaluarea națională și bacalaureatul care va urma în legătură cu ISJ-ul și toate pregătirile care s-au făcut până în momentul de față din partea Inspectoratului Școlar Județean Neamț pentru asigurarea desfășurării acestor concursuri la nivel național și sigur județean în bune condiții. Pe de altă parte, domnul director de la Direcția Sănătate Publică Neamț va face o prezentare cu privire la gestionarea situației COVID-19 de la începutul stării de urgență și respectiv stării de alertă pe raza teritorială a județului Neamț, plus alte măsuri care le au în vedere cei de la DSP Neamț. La urmă o să fac și eu câteva precizări cu privire la subiecte de actualitate, procesul Neamț-Harghita, care va începe sau va avea ultim termen de judecată mâine pe data de 11, a 6-a la Curtea de Apel Ploiești, cât și alte subiecte, DN15, poiana largului Bicaz și alte aspecte de interes județean. O să-i dau cuvântul domnului inspector general sau, cum doriți, domnul director, îi dau cuvântul domnului director de la Direcția Sănătate Publică Neamț. Vă rog, domnul director. Bună ziua! Vă prezint o situație privind COVID-19 în județul Neamț până la data de 10 iunie 2020. Până la această dată s-au efectuat în județul Neamț 10.661 de teste, respectiv au fost testate 4.666 de persoane. Dintre acestea, 916 cazuri au fost confirmate pozitiv. De când a încetat starea de urgență, 106, respectiv după data de 15 mai. Există 685 de persoane vindecate, aproximativ 75% din totalul de persoane pozitive. 161 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv, din care 16 medici și 76 de asistenți medicali. Din aceste 161, 154 de cadre medicale sunt vindecate, într-un procent de 95,65%, dintre care 16 medici și 74 de asistenți. Din păcate, avem 52 de decese. La acest moment se află internați 61 de pacienți COVID pozitiv, dintre care două persoane la Spitalul de Pneumobisericani, restul fiind la Spitalul Județean de Urgență. În acest moment sunt 2634 de persoane izolate la domiciliu, 13201 persoane au fost izolate la domiciliu până în prezent. 23 de persoane sunt astăzi în carantină, 1639 de persoane au fost carantinate până în prezent. Vreau să prezint în continuare o situație foarte succint pe focarele de infecție care au fost în județul Neamț. Ca să o iau într-o ordine invers cronologică, focarul Roman, secția de psihiatrie, Spitalul Municipal de Urgență Roman, unde au fost testați 34 de pacienți, 29 au fost confirmați pozitivi și au fost internați la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț. Au fost testate 38 de cadre medicale din această secție, dintre care 5 au fost confirmate pozitiv. În acest moment, vindecați sunt 17 pacienți și 5 salariați. Un alt focar, respectiv cel de la Spitalul de Psihiatrie Sfântul Nicolae din Roman, unde au fost testate 105 persoane, 52 de pacienți și 53 de salariați, 28 de persoane confirmate pozitiv, din care 5 salariați, vindecați la această dată 3 pacienți. Focarul de la Sancta Maria, au fost testate 105 persoane, 47 de beneficiari și 58 de salariați. Au fost confirmate 24 de cazuri, 15 beneficiari și 9 salariați. Vindecați astăzi 6 beneficiari și 7 salariați. Cel mai mare focar pe care l-am avut la noi în județ, știți foarte bine, a fost focarul de la centrul de la Păstrăveni, unde au fost înregistrate 211 de cazuri pozitive COVID-19, 128 de beneficiari, dintre care avem un decedat, 2 internați în acest moment la Spitalul Județean Piatra Neamț, 125 în centrul Păstrăveni și 83 de salariați. Vindecați astăzi
64 de beneficiari și 81 de salariați. Deci din 83 avem 81 de salariați vindecați. Acest material vă voi îmâna și dumneavoastră. Avem în continuare un grafic cu cazurile pozitive din ultima lună și de asemenea am făcut o situație cu cazuri pozitive pe fiecare localitate din județul Neamț. Două lucruri aș mai vrea să precizez. Pandemia nu a dispărut. Trebuie să în continuare să păstrăm măsurile care au fost luate de către guvern. România a reușit să limiteze cumva impactul pandemiei de coronavirus, lucru care s-a datorat atât acestor măsuri corecte, deși unii le consideră dure, luate la timp, dar și a modului în care o mare parte din noi am înțeles și le-am respectat. Începând cu data de 4, știți foarte bine, s-a deschis policlinica din Spitalul Județean, iar astăzi pot să vă spun că medicii epidemiologi din cadrul Direcției de Sănătate Publice Neamț încearcă să găsească soluții împreună cu conducerea Spitalului Județean pentru a redeschide secțiile non-COVID din Spitalul Județean. Sperăm ca, într-un termen cât mai scurt, respectiv luna aceasta, să se întâmple acest lucru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul director! E o știre importantă din punctul meu de vedere vis-a-vis de precizările făcute de domnul director la DSP Neamț. Suntem, într-adevăr, și prin discuțiile care au existat cu domnul ministru Nelu Tătaru și cu discuțiile avute și din cadrul Direcției Sănătate Publică Neamț, pe relația cu Prefectura Neamț și cu Ministerul Sănătății, suntem într-o zonă și DSP într-o zonă de evaluare a condițiilor de redeschidere a Spitalului Județean Neamț, pentru că la acest moment, așa cum a prezentat și domnul director, cazuistica este clar într-o zonă de scădere, ceea ce ne bucură, dar în același timp, restul spitalelor, și mă refer în special și la Spitalul Municipal de Urgență Roman, care a preluat în linii mari sau în cea mai mare parte cazuistica la nivelul județului Neamț, plus celelalte spitale de suport, cum este Spitalul Târgu Neamț sau Spitalul Bicaz, care au preluat o altă parte a cazuisticii, au devenit extrem de grevate sau de încărcate ca și act medical. Filozofia de redeschidere a Spitalului Județean Neamț e o filozofie, din punctul meu de vedere, corectă, dar care trebuie atent gestionată de către responsabili din Direcția Sănătate Publică Neamț și, sigur, de către cei care vor evalua proiectul sau raportul de la Ministerul Sănătății. Astfel încercăm să aducem înapoi către populație, către beneficiari, către pacienți, zonele importante din cadrul și secțiile importante din cadrul Spitalului Județean Neamț pentru a fi redeschise, pentru a asigura pacienții din punct de vedere a sănătății publice și cealaltă cazuistică în afară de COVID, pentru că, așa cum bine știm, avem în afară de această pandemie de COVID-19 foarte multe alte probleme de ordin medical pe care le putem avea cu toții sau care parte dintre locuitorii județului Neamț le au, iar în această perioadă au fost cumva restricționate, ca să spun așa, la nivelul Spitalului Județean Neamț, controlele amănunțite, intervențiile sau alte lucruri medicale care se fac în Spitalul Județean Neamț. Astfel, cred că e un pas bun, e un pas important în termen scurt să avem o decizie de redeschidere a Spitalului Piatra Neamț și, sigur, în aceeași măsură să asigurăm și o zonă pavilionară de tratament pentru persoanele simptomatice sau asimptomatice, dar depistate pozitiv COVID-19, și va rămâne probabil și într-o zonă de suport pavilion de la spitalul de la Bisericani. O să completez la urmă, domnul inspector general, vă rog. Câteva lucruri legate de perioada 11 martie 2 iunie, perioada de stare de urgență, care a fost, din punctul meu de vedere, cea mai grea perioadă pentru învățământul din România și pentru învățământul nemțean. Trecerea aceasta la învățământul de acasă, învățământul online, a însemnat și anumite dificultăți, obstacole pe care credem noi că le-am depășit cu bine. Am avut o comunicare permanentă cu directorii de unități în sistem videoconferință,
cu profesorii și am intervenit punctual acolo unde s-a impus. Vreau să le transmit mulțumiri colegilor directori care s-au implicat personal și au dirijat echipamente informatice spre elevii care provin din medii mai puțin favorabile. După aceea primarilor care s-au implicat, am avut discuții personal cu fiecare primar din județ, cred că 4-5 cazuri unde nu mi s-a răspuns la telefon sau nu era în localitate poate primarul, și parte din ei s-au și implicat, ceea ce a însemnat pentru noi un ajutor deosebit, pentru că elevii din județul Neamț care nu dispun de echipamente au putut beneficia. Peste 1000 de tablete au fost distribuite în școlile din Neamț. Nu am să dau acum exemple. Sunt primării care au alocat sume mai mari, primării sume mai mici, fiecare și în funcție de bugetul alocat. După aceea, inspectorii școlari sunt cei care au ținut legătura în permanență cu directorii, cu profesorii și le-au asigurat de multe ori materiale suport. Vreau să îi felicit în mod deosebit pe acei profesori învățători care în mediul rural au recurs, acolo unde nu s-a putut altfel, la conceperea și distribuirea chiar a unor fișe de lucru, au fost distribuite la elevi acasă, chiar cu ajutorul unor angajați de la autoritățile publice locale. Am avut o comunicare, spune eu, bună și cu dumneavoastră, cu presa. A fost o perioadă pentru mine nu ușoară, în care a trebuit să răspund, vă spun, la sute, ca să nu spun mii de telefoane, mesaje. Am răspuns la orice persoană care m-a sunat. N-am putut răspunde imediat, am format numărul, pentru că mi-am propus ca obiectiv să fiu la curent cu tot ceea ce se întâmplă în învățământul din județul Neamț. Spuneam că a fost un pic nepregătiți, dar vom depăși faza aceasta. Dacă era aplicată legea 1 din 2011, unde se vorbea de biblioteca virtuală, măcar acel articol de acolo, stăteam mult mai bine azi, copiii aveau acces direct la tot ceea ce înseamnă materiale suport pentru pregătire. Partea a doua, după 2 iunie, reluarea activităților de pregătire a examenelor naționale pentru elevii de clasa a 8-a și cei de la clasele a 12-a a presupus iarăși efort din partea tuturor. Deci nu numai inspectorat, directori de școli, autorități locale. Este bine să știm că școlile au dispus de sumele necesare pentru a asigura în cele mai bune condiții reluarea activității de pregătire. Sunt bani care ajung de la primării la școli prin cotele defalcate din TVA pe finanțarea complementară și încă școlile mai au bani încât pot acoperi cheltuieli necesare igienizării spațiilor de învățământ în perioada care urmează. Personal am văzut școlile, le-au văzut inspectorii și încă o dată vreau să vă spun că toate școlile din județ s-au pregătit pentru reluarea activității de pregătire, exact cum scrie în ordinul 4267, și școlile din rural. Și eu, sincer, am fost impresionat că au depus eforturi, că au respectat traseele de intrare, de ieșire, le-au marcat, au pregătit sălile de curs. Toate școlile au dispensere cu material dezinfectant pus inclusiv la fiecare sală de curs, la intrare. Ceea ce ne face să credem că nu vor fi probleme. De altfel, este bine de știut că în județul Neamț nu există niciun elev care să fie infectat COVID, niciun profesor, nimeni din personalul didactic auxiliar, și singurul caz la care să mă raportez direct și la care am răspuns ziua de ieri și presei locale și centrale, situația de la școala 2 Piatra Neamț, două femei de serviciu, dar una nu a fost în ultimele două săptămâni la școală, o femeie a fost de serviciu, a fost săptămâna trecută, și atunci am luat împreună cu conducerea școlii decizia să suspendăm pregătirea acolo, facem o igienizare, o dezinfecție generală, încât spațiile vor fi pregătite pentru examen. La Vasile Sav, nu-i colegiul tehnic Vasile Sav școala care se sufere acum, e acolo un corp de clădire, fosta școală 6 din cartierul Bălcescu, unde se pregăteau copiii de la clasa 8-a și unde, la fel, am decis, chiar dacă părinții doreau continuarea activității, am decis că e bine
să suspendăm, să continue online. Și la școala din Gâdinți. Ceea ce înseamnă doi elevi doar în izolare prin faptul că au în familie persoane care sunt infectate COVID. În rest, și astăzi voi transmite până la orele 14 la minister o situație la zi, mai avem cazuri de autoizolare, de izolare tot instituționalizată până la urmă, copii sau cadre didactice care sunt în familii în care au sosit de afară, membri din familie, tata, mama, da? Și atunci au respectat și este bine că respectă măsura aceasta, încât spațiile școlare și mediul școlar nu va avea, din punctul meu de vedere, de suferit. Ministerul a asigurat după aceea 390.000 de măști am adus în județul Neamț. 390.000 de măști, prima tranșă 185.000 de măști a asigurat, de fapt, aproape în întregime, toată activitatea de pregătire și de examene, cu minus 10.000 de măști. Cu ce avem acum, asigurăm examenele, inclusiv cele două examene naționale pentru copii, examenul de definitivat, examenul de titularizare în învățământ. Vor avea măști toți profesorii care participă la activități, inclusiv în centrele de evaluare și la evaluare națională și la bacalaureat. Din acest punct de vedere, la fel credem că profesorii vor fi în siguranță pe durata acestor activități. Și pentru că suntem în conferință de presă și nu știu dacă mai am prilejul până sâmbătă să mai comunic, e bine să știți că la evaluare națională avem 115 centre de examen, 112 cu PJ, personalitate juridică, și 3 unități fără PJ. E vorba de Barticești-Botești, vom avea și acolo o comisie, Cordun-Pildești și Topolița-Grumăzești. Sunt 114 unități de stat, una este privată, am solicitat la minister și două centre sub efectiv pentru a nu deplasa copiii și sperăm să obținem aprobarea. E vorba de școala din Pâncești și liceul particular numărul 1 Bistrița. Vor fi 5 centre de evaluare, 5 centre zonale, 3 la Piatra Neamț, 2 la Roman, 1 la Târgu Neamț. Nu vom deplasa profesorii din localități, ducem tezele și prin asta la fel vrem să reducem minimal expunerea profesorilor. La examenul de bacalaureat, la fel. Deci am luat toate măsurile necesare, avem până la zi de azi 4090 de elevi înscriși, încă se mai fac înscrieri din seriile anterioare, 27 de centre de examen ne permite legea acum să organizăm în fiecare unitate școlară care are cel puțin 30 de copii și vor fi 6 centre de evaluare, 6 centre zonale, 2 la Roman, 3 la Piatra Neamț și 1 la Târgu Neamț, în aceeași idee să evităm maximal deplasarea profesorilor. În toată această perioadă, salariile profesorilor au fost plătite integral, ale întregului personal, inclusiv plata cu ora, inclusiv la cluburi. Deci, absolut, întreg personalul de învățământ a beneficiat integral de drepturile salariale. Și, ca o informație, pentru că m-a sunat ieri doamna ministru, pentru un proiect pe care vrem să-l punem în mișcare, cei din centrele școlare de educație inclusivă nu beneficiază de servicii stomatologice și vreau să demarăm un proiect și cred că va începe aici la Piatra Neamț aproape sigur, că am avut și discuția pentru a norma post de medic stomatolog. La centru Roșca din Piatra Neamț, astăzi cred că o să ne aprobe domnul director general din Minister de la Direcția Economică postul și vom avea acolo medic stomatolog, asistent, pentru că acești copii în țară nu beneficiază de servicii stomatologice decât în puține situații. Acolo au cabinetul stomatologic la Roșca, există și la Roman, la centru de educație, va mai fi construit un cabinet stomatologic și la centru din Târgu Neamț cu ajutorul unei fundații, iar medicul și asistentul vor putea asigura prin rotație serviciile medicale pentru acești copii, cu un scop foarte clar, am spus eu, să crească un pic și calitatea vieții acestor copii speciali. Vă stăm la dispoziție și în perioada care urmează cu informații.
O să le transmitem direct cum am procedat de fiecare dată, transparent, oricărei persoane care ne sună, ne cere informații, le vom da, pentru că eu pornesc de la teza că vor fi în interesul nostru al tuturor, în interesul copiilor, în interesul școlii. Școala este a comunității și eu zic că trebuie respectată foarte mult, pentru că ea este cea care poate și sigur generează valoare în societate. Mulțumesc. Mi-a dat și de tablete? Da, am spus, peste 1000 de tablete au fost distribuite în județ. Pe o analiză a mea, 5800 de copii erau care nu dispuneau de un smartphone, de o tabletă. Probabil sunt mai puțini care nu au chiar nimic. Pe ceea ce am în sistemul informatic integral și am raportat și la minister, sunt 7023. Am cerut. Dar acolo intră inclusiv copii din familii care au potențial economic. I-am trecut pe toți. Dacă într-o familie chiar cu potențial economic sunt 3 copii și 2 adulți și unul nu are tabletă sau laptop, l-am trecut acolo. O să vedem ministerul când va face achiziția exact care vor fi și criteriile de acordare. Sunt școli unde au fost date în custodie echipamente din școală sau a achiziționat primăria tablete și a găsit o formulă să ajungă la elevi. La Roman, la primărie, au găsit o soluție care, după mine, poate fi multiplicată. Este un program, exact cum este Euro 200, în fiecare început de an școlar, face o analiză la nivelul populației școlare din municipiul Roman și cei care îndeplinesc anumite condiții, exact ca la Euro 200, să primească un echipament, o tabletă, un laptop, cu o singură condiție acolo, timp de 3 ani, din ce am înțeles din regulament, timp de 3 ani să nu străineze. Se fac niște pași, spunem noi, importanți. În perioada de vară vor continua cursurile de pregătire a cadrelor didactice. S-au depus inclusiv proiecte cu finanțare nerambursabile, finanțare europeană. Va fi mai greu că este perioada de vară, dar ne vom strădui până la urmă. Trebuie să învățăm un lucru din această experiență și anume că învățământul online până la urmă reprezintă o alternativă care se va mai impune de aici înainte. Vrem sau nu vrem, trebuie să ne pregătim cu toții pentru ceea ce criticam unii dintre noi în anii din urmă în legătură cu această formă de învățământ care inițial a intrat în instituțiile de învățământ superior. Mulțumesc, domnul inspector general. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Secundă să... Da, în continuare, prin hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, sub coordonarea instituției prefectului, decizia ieri, am transmis-o astăzi domnilor primari din județul Neamț, că începând cu data de 12, tot ce înseamnă locuri de joacă în exterior să se redeschidă. Am ales data de 12 pentru a exista acest timing de 2 zile de pregătire din partea administratorilor, din partea primarilor pentru spațiile de joacă să fie conforme, să fie igienizate. Iar din data de 12, adică de vineri, săptămâna curentă, tot ce înseamnă spații de joacă exterioare care sunt în administrarea fie a instituțiilor, adică respectiv a primăriilor, sau dacă sunt și spații de joacă în exterior care aparțin unor entități private, în mod oficial, corect și legal, să poată fi deschise, cu singura obligativitate pentru administratorul spațiului de joacă, în speță primărie sau o entitate privată unde este cazul, ca în fiecare zi să facă o igienizare, adică o dezinfectare a mobilierului urban de joacă, pentru a ne asigura de respectarea normelor de sănătate publică. Mai departe, cred că e o veste bună din punctul meu de vedere, așa cum săptămâna trecută, tot prin hotărârea Comitetului Județean de Situații de Urgență, s-au redeschis zona de picnic, de grătare, special amenajate de către administrațiile publice locale, Piatra Roma și alte, Târgu Neamț și alte primării unde este cazul. Măsurile de relaxare vin și în prezent cu această redeschidere oficială a spațiilor de joacă. Sper să fie
un lucru bun, consider eu, și și părinții și cei mici și bunicii să îl primească ca atare cu bucurie, pentru că ușor, ușor intrăm spre normalitate sau mergem spre normalitate. Mai departe, Guvernul României urmează să facă o analiză corectă a măsurilor care se impun de pe 15 iunie, așa cum s-au discutat și au apărut și în spațiu public declarația domnului președinte al României, excelența sa Klaus Iohannis, și Guvernul României lucrează la proiectul de relaxare în continuare a măsurilor. Și începând cu data de 15, așteptările sunt să, și o să primim normele și le trimitem, așteptările sunt într-o zonă de redeschidere a mall-urilor. Aici vorbim fără restaurantele de zona food court și fără spațiile de joacă din interior. Vorbim doar de spații de joacă din interior, nu de cele din exterior. Totodată, adunările private cu un număr de aproximativ 20 de persoane în spații închise se vor putea desfășura, la fel evenimente private cu participarea unui număr de maxim 50 de persoane se vor putea desfășura și în spații deschise. Totodată, o veste bună, consider eu, și posibilitatea de redeschidere a after school-urilor, a grădinților și a creșilor private. E o cerință care vine de la părinți, pentru că sunt foarte mulți părinți care au o problemă, dacă vreți, în zona de a putea să-și dea copilul la un after school, o școală sau o grădință privată, mai ales în perioada de vară, când în mod clar și cert cursurile instituțiilor de stat au fost sistate și s-a procedat doar în mediul online. Totodată s-a luat în calcul și probabil se vor redeschide și zona de sălilor de fitness după 15 iunie, cu respectarea normelor de distanțare socială, a piscinelor exterioare și cu respectarea regulamentelor sănătate publică, ceea ce e o veste bună când vorbim de, cu certitudine, când vorbim de zona de piscină exterioară, vorbim și de zona de ștranduri, și aici, în mod clar, și municipiul Piatra Neamț și municipiul Roman au interesul de a își redeschide zonele de ștranduri pentru populație. Totodată s-au luat în calcul și relaxarea măsurilor în ceea ce privește zona de izolare domiciliară, iar lucrurile vor fi relaxate după 15 iunie. Aici vorbim și de o zonă în care trebuie să existe un discurs unitar la nivelul Uniunii Europene, a statelor membre din interiorul Uniunii Europene, pentru că aici vorbim de zona în care avem sub 5 cazuri la 1 milion de locuitori, într-o medie a ultimilor 14 zile. Deocamdată nu se încadrează din spațiul european, comunitar, state precum Italia, Spania, Franța, Belgia, Suedia și Olanda, adică persoanele care urmează în continuare să vină și după 15 iunie din statele mai devreme amintite, vor respecta acele măsuri de autoizolare și cu respectarea normelor legale. Probabil pentru statele membre UE care nu sunt încadrate între Italia, Spania, Franța, Belgia, Suedia și Olanda, măsura de autoizolare la domiciliu când se revine din acele state nu va mai fi impusă de legiuitor, respectiv de statul român. Consider că aceste măsuri de relaxare sunt binevenite. Sigur, nu trebuie să uităm de contextul mondial, global în care ne aflăm, european și național. Această pandemie de COVID-19 nu s-a terminat. Avem în continuare, chiar dacă suntem într-o zonă, într-o pantă descendentă, avem în continuare cazuistică, avem în continuare îmbolnăviri. Din păcate, avem și în prezent, chiar dacă într-un număr mult mai mic, decese, ceea ce ne obligă, atât ca instituții ale statului, dar și ca cetățeni, să înțelegem zona pe care o traversăm și în continuare să respectăm măsurile date prin lege sau prin hotărâri de către Guvernul României, pentru că sunt măsuri care vin în sprijinul sănătății publice și nu sunt măsuri care să fie împotriva cetățenilor. Sunt măsuri corecte, pentru că, după cum bine ați văzut, dacă la acest moment vorbim de aproximativ 1300 de cazuri de decese în România, acest număr se înregistra, din păcate și din nefericire, în Italia, în perioada de vârf a pandemiei, într-o singură zi. România, zic că, și apreciez că a traversat bine această perioadă, cu măsuri
luate la timp, cu măsuri chiar dacă au fost mai ferme, dar luate în interesul protejării sănătății publice în România și a cetățenilor, pentru că, așa cum spuneam, în țările membre UE, multe dintre ele, aveam într-o singură zi, numărul de decese se înregistra într-o singură zi, cât a înregistrat România în aproximativ 3 luni de zile de pandemie. De asta, sigur, poate să existe și înțelegere atunci când vorbim de aceste măsuri, când sunt persoane care poate nu au privit cu ochi bun sau poate nu au înțeles suficient rolul și scopul acestor măsuri și au existat, sigur, și obiecții și pot exista în continuare, dar aceste măsuri nu s-au luat pentru placul cuiva sau nu s-au luat într-o zonă în care să nu fie bine cântărit și bine chipzuit aceste decizii, pentru că ele au fost gândite, analizate cu specialiști din medicină, cu specialiști epidemiologi, cu oameni care asta au făcut toată viața, iar aceste măsuri au fost, din punctul meu de vedere, chiar dacă au fost mai dure, ca să spun, au fost măsuri binevenite pe teritoriul României, pentru că am preîntâmpinat lucruri care se puteau escalada pe această zonă pandemică. Mai departe, suntem într-o perioadă în care pe POAD, pe un program operațional de ajutorare a persoanelor cu vulnerabilități sau cu o situație financiară precară, avem un număr de aproximativ, și vă punem și lista la dispoziție după, prin format electronic, avem un număr total de 44.777 de pachete de igienă care urmează să le primim la nivelul județului Neamț, sub coordonarea instituției prefectului, prin susținerea primită de la Guvernul României și de la Ministerul Fondurilor Europene. Avem acest număr de 44.777 de pachete de igienă care vor ajunge în cele 83 de localități din județul Neamț, urmând ca în perioada 15 iunie, aproximativ 15 august, aceste pachete să fie asigurate distribuțiilor unitară, inclusiv pentru familie sau persoanele care sunt încadrate și cu handicap. Totodată vom primi și produsele alimentare, probabil undeva sfârșitul lunii iunie, care la fel, prin instituția prefectului, cu sprijinul Guvernului României, vor fi la fel, vor ajunge în cele 83 de UAT-uri la persoane sau familii defavorizate. În legătură cu situația DN15, vreau să fac câteva referiri, pentru că sigur, în presă, o parte dintre noastră ați apreciat sau ați informat populația județului Neamț, în speță și cu interes în mod deosebit pentru cele 6 localități de pe zona de munte, și aici vorbim Borca, Fărcașa, Poianateiului, Ceahlău, Grințieș, sigur coborând înspre Bicaz, comunitatea din Hangu, și sigur și putem vorbi și de orașul Bicaz. Această situație a rudenei 15, Poiana Largului Bicaz, acest drum care creează în acest moment dificultăți, clar, în ceea ce înseamnă transport persoane, în ceea ce înseamnă turism, în tot ceea ce înseamnă traversarea zonei de la Piatra Bicaz înspre zona de munte, arată în felul următor. După cum bine știți, și nu o să repet ce am spus la conferințele de presă anterioare, contractul avea termen fix, clar, de finalizare în 15 noiembrie 2019. A venit astăzi și a aruncat din partea unora sau altora vina în mod mincinos pe Guvernul României, pe DRDP Iași, pe CNAIR, pe Ministerul Transporturilor, pe Guvernul României că nu există finanțare, că nu există dorință de finalizare, sunt afirmații mincinoase, sunt afirmații care nu au nicio legătură cu realitatea. Aceste invenții, aceste minciuni, îi aparțin nimeni altuia decât președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, care de o bună bucată de timp se ocupă cu răspândirea de fake news în județul Neamț, pentru a câștiga, probabil, din punctul meu de vedere, fie capital electoral, sau fie a îndrepta o stare de antiteză, o stare de supărare din partea locuitorilor acelor comunități față de Guvernul României. Este, în primul rând, o obligație contractuală
și morală din partea Guvernului României și a Ministerului Transporturilor de a finaliza acel drum. Că nu s-a finalizat pe 15 noiembrie, așa cum erau termenii contractuali, această parte de vină aparțin celor care au construit, adică constructorului, că e o întrepriză de mai mulți constructori, ăsta este alt discurs, dar constructorului, ca să-l definez foarte bine, această vină aparține constructorului. Că domnii care construiesc sau care au făcut lucrările pe DN15 nu și-au finalizat contractul așa cum scria, e problema lor și o vor discuta și o vor descărca în negocierile pe care le fac, inclusiv în acest moment, la CNAIR, la București și la Ministerul Transporturilor. Mai departe, lucrurile care sunt de ordin tehnic între constructor și beneficiar, statul român, cu privire la plățile care sunt în curs, cu privire la facturile emise și depuse pentru plată la Ministerul Transporturilor de către constructor, vă pot preciza că acestea au fost atent, corect, legal și în spiritul legii analizate. Există, la acest moment la care susține o conferință de presă, filozofia din partea Ministerului Transporturilor de a continua investiția și lucrarea pe DN15 Poiana Largului Bicaz cu respectarea clauzelor contractuale și de o parte și de alta, și există percepția din punctul meu de vedere și opinia pozitivă că în urma discuțiilor de astăzi aceste lucrări vor putea fi reluate și într-un termen de aproximativ 2 săptămâni, 30 de zile să fie, după emiterea ordinului de reîncepere a lucrărilor, să fie finalizate. Dacă constructorul nu vrea să-și finalizeze lucrarea, odată ce a fost invitat la nenumărate discuții, asta înseamnă că e o zonă, din punctul meu de vedere, care depășește sfera strict contractuală și se merge într-o altă zonă. Nu vreau să mă gândesc că acest domn constructor care a câștigat este într-o relație de rudenie cu domnul președinte al Consiliului Județean Neamț și în spatele acestor decizii sau acestei filozofii de a nu continua lucrarea și de a face notă de reziliere la CNAIR există un aspect de ordin politic. Pentru că dacă e așa, este grav și este o bătaie crasă de joc la adresa locuitorilor de pe Valea Muntelui și din Neamț în general. Nu joci politic un contract, un drum care deservește mii, zeci de mii de oameni de pe Valea Muntelui. Pe acel drum există potențial pentru tot ceea ce înseamnă turism pe Valea Muntelui și nu crezi acest blocaj, crezi nemulțumire în rândul populațiilor pentru că vrei să capitalizezi politic. Lucrurile trebuie spuse pe nume, cu subiect și predicat. Am văzut că unii spun într-un fel, alții spun altfel, că nu vrea guvernul, că nu vrea ministerul, că nu vrea nu știu cine, nu oameni buni. Lucrurile sunt clare. Și Guvernul României și Ministerul Transporturilor dorește ca lucrurile să fie corect gestionate, lucrarea să fie finalizată, recepționată, iar drumul să fie redat circulații. Asta este dorința expresă a Guvernului României și a Ministerului Transporturilor. Ca lucrurile să întâmple așa, trebuie să existe act de voință, în mod clar, și din partea constructorului, cu respectarea și de către constructor a obligațiilor contractuale, așa cum sunt ele prevăzute în contract, și a obligațiilor de legalitate. Nu semnează nimeni pe milioane de euro din statul român sau din CNAIR sau din DRDP sau din Ministerul Transporturilor dacă nu toate actele sunt prezervate, sunt în rezerva că sunt legale, că toate actele sunt conforme. Nu semnează nimeni așa ceva. Nici o firmă privată. Apoi statul român. Dar lucrurile, ca să fie bineînțelese, este voință clară a Guvernului României și a Ministerului Transporturilor pentru finalizarea, într-un termen cât mai scurt, cu celeritate a acestui drum de importanță strategică în județul Neamț. Ne mai vorbim că pe acest drum leagă și partea conexă cu Harghita pe de o parte și cu județul Suceava pe de altă parte. Deci, repet, avem toată deschiderea și avem toată voința ca acest drum să fie finalizat, recepționat și redat circulației. Trebuie să mai existe un singur act de voință și de înțelegere a constructorului să-și respecte atribuțiile contractuale. În acest sens am făcut
și adrese în mod oficial atât la Ministerul Transporturilor, atât la DRD pe Iași, de unde așteptăm și de acolo și, sigur, oficial răspunsul cu privire la acest stadiu și nu doar la acest stadiu, pentru că mai sunt și alte obiective importante în județul Neamț și am solicitat ca în termen cât mai scurt să înceapă tot ce a fost discutat, adică și prins în bugetul pe 2020 a Ministerului Transportului și respectiva DRD pe Iași cu privire la studiu de fezabilitate, proiect tehnic pentru drum expres Piatra Neamț-Bacău și există alocare bugetară pentru acest proiect care să fie finalizat în 2020. Putem gândi în 2021 pe alocare bugetară susținută să înceapă lucrări la un drum expres Piatra Neamț-Bacău. Avem DN15 de Roman Piatra Neamț în sectorul de drum pe DN15 de la Girov, unde avem podul cu probleme și acolo trebuie intervenit de urgență și sunt sume alocate. Avem intersecția de la Girov Căciulești pe DN15, unde este punct negru pe tot ceea ce înseamnă strategia poliției rutiere și avem accidente nenumărate acolo cu victime și cu foarte multe decese, din păcate. Și acolo avem prins pentru intersecție semaforizată. Sunt și alte aspecte sau lucruri în întreținerea celor de la drumuri naționale care sunt prinse la finanțare pentru anul 2020 și dorim ca în regim de urgență, cu celeritate, când spun urgență, adică într-un termen cât mai scurt, la asta mă refer, cu celeritate să se aloce sumele de bani, iar lucrurile să fie vizibile în teren. Mai departe, într-o scurtă informare, mâine la Curtea de Apel Bacău-Ploiești, este, din punctul meu de vedere și conform ultimilor ședințe de la instanță, este termenul final al procesului celebru de acum dintre județul Neamț și județul Harghita, dintre Bicaschei și Gheorghieni, respectiv limita de județ, care a fost stabilită într-un mod, din punctul meu de vedere, eronat, greșit, de către instanța de fond Tribunalul Ploiești și suntem astăzi vom fi mâine în fază de apel la un ultim termen de judecată. Eu vă asigur și vă să vă dau în copie notele de concluzii pe care instituția prefectului județului Neamț le-a făcut și le susține în cadrul procesual, pentru că îmi doresc în primul rând și juridic, dar totodată din punct de vedere al patriotismului județean, pentru că sunt nemțean, îmi doresc din toată inima ca acest proces să-l câștigăm, ca acest proces să aibă un rezultat corect, pentru că este corect și este legal, cheile bicazului sunt în patrimoniul județului Neamț și așa au fost întotdeauna. Trebuie îndreptată eroarea judiciară pronunțată de către Tribunalul Ploiești și în apel am toată convingerea că prin eforturile susținute, prin apărări calificate făcute de instituția prefectului, făcute de oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară, făcute de domnul primar de la Bicaschei, de domnul Oniga, care și-a apărat corect până acum șansele și interesele, nu ale lui, ale comunității pe care o reprezintă, să avem câștig de cauză. Ar fi o hotărâre corectă, o hotărâre dreaptă care repară hotărârea dată anterior de instanța de fond și ar fi o hotărâre pentru noi, pentru județul Neamț, extrem de corectă și ar fi un motiv extrem de mare de bucurie, atât pentru mine ca prefect, pentru că am apărat corect și calificat interesele județului Neamț, dar ar fi o bucurie și o mândrie pentru noi, pentru nemțeni. Dacă sunt întrebări, vă stau dacă la dispoziție. 20 de secunde, vă rog. M-a scăpat ceva. Au fost întrebări în spațiu public legate de plata burselor pentru copii. Deci și în perioada aceasta, cât nu au avut loc cursuri în școală, au fost plătite integral bursele, mă refer la bursa bani de liceu. Subvențiile după aceea pentru elevii prinși în proiecte europene, mă refer la POC-ul, la fel, integral. Avem suma aprobată, alocată pentru pachetul rechizite școlare. S-au semnat contractele pentru manuale anul viitor. Lucrurile acestea doresc să
ajungă la opinia publică, pentru că sunt foarte mulți beneficiari ai acestor programe. Și pentru că eu sunt și mai în vârstă un pic față de colegii mei și am să fac un gest de mulțumire și nu convențional, am colaborat și colaborez foarte bine cu domnul prefect, cu domnul director de la DSP, zi-noapte, ne-am consultat în tot ceea ce înseamnă probleme ale comunității școlare, încât să găsim cele mai bune soluții. Și mă bucur că în videoconferințele pe care le-am avut cu doamna ministru, am putut de fiecare dată, când mi-a venit rândul să raportez situațiile din Neamț, să pot afirma că am o colaborare deosebită cu DSP Neamț. Mi-au transmis întotdeauna la timp toate documentele, mi-au asigurat asistența medicală în toate școlile din județ, deci nu am avut probleme și cred că și pentru perioada aceasta a examenilor, și sigur așa se va întâmpla, fiecare școală va avea un cadru medical care să rămână acolo pe toată durata examenului, încât să evităm, să spunem, la maxim orice eveniment care să pună într-un fel sau altul în pericol securitatea, sănătatea copiilor. Mulțumim. Asta am vrut să vă spun. Vă mulțumim. Eu fiind și mai în vârstă și am spus, nu o fac. Dacă sunt întrebări, motive, că nu. Vă rog, domnul Robert. Pentru DSP, da. Pe lângă planul care îl aveți pentru COVID, aveți planul și pentru ceilalți microbitrați și statucești? Bineînțeles. Nu vă pot spune despre situația exactă dinaintea venirii mele la DSP, respectiv data de 23 martie. Noi am efectuat controle, echipa de inspecție a DSP a efectuat controle în spitale. O să spun că multe s-au finalizat cu amenzi, atât pentru instituția spitalicească, cât și pentru medici. Legislația permite totuși acordarea de avize cu termene de conformare, cu verificări în beneficiul sănătății publice. Deci, bineînțeles că ne interesează acest aspect. Și vom efectua în continuare controle acolo unde acest lucru se impune. Și pentru instituția prefectului? Vă rog, domnul Robert. Înțeleg că poate chiar în timpul conferinței de presă sau înainte s-a reziliat contractul pentru Bicaz Poiana Lacului. Am să vă rog când se va putea, mâine, poimine sau viitoare conferință de presă, să ne spuneți care sunt pașii care se vor urma. Va fi licitație? Cam cât va dura? Eu n-am cunoștință de această informație dacă s-a reziliat. Știu că este și a fost depus mai exact, cred că acum aproximativ 2 săptămâni în urmă, o notă de reziliere din partea constructorului. Da, informațiile mele sunt reziliat astăzi, de asta vorbeam pe viitor. În același timp a existat o notă de reziliere, pentru că așa e juridic, așa se procedează și din partea de RDP. Înțeleg că au fost discuții săptămâna trecută, inclusiv vicepreședintele CNAIR, directorul de RDP Iași, au fost pe traseu pe DN15 până la largul Bicaz împreună cu constructorul. Constructorul chiar s-a întors pentru discuții de la centura Galațului, unde a câștigat de altfel și bine că nemțeni câștigă și în Galați. Și exista o notă a discuțiilor într-o zonă de negociere, dacă vreți, contractuală, în care se căuta a se ajunge la un echilibru, la o zonă în care contractul să fie finalizat cu termen de execuție extrem de rapizi. Dacă dumneavoastră aveți informații de astăzi de la CNAIR, unde se poartă negocierile sau discuțiile cu privire la o notă de reziliere definitivă și probabil va urma în acest sens un proces obligatoriu, altfel nu cred că se poate, o să mă informez și când o să avem oficial astfel de date sau de informații, o să putem discuta. Trebuie să le solicitați să le spună și care sunt pașii și cam cât va aștepta populația până ce se va intra. Repet, când o să avem o informație oficială, da, o putem discuta și când o să am un punct de vedere oficial de la DRDP și de la CNAIR. Da. Cei care asigură practic orice formă de licitație sau investiție acolo este DRDP-ul prin Ministerul Transporturilor, mai în clar. Cu plăcere. S-a vorbit mai devreme de un număr destul de mare de cadre medicale infectate.
Înțeleg că persoanele acestea vor intra într-o stare de izolare la rândul lor și ce se întâmplă cu posturile? Adică există o rezervă de cadre medicale? Dar majoritatea sunt vindecați, 95% sunt vindecați. Asta. Dar nu 100%? Deci număr total, da, da. Total nu înseamnă 95%? Păi da, asta vă spun. Deci sunt, numai la Spitalul Sfântul Nicolae avem 4 cazuri pozitive, acum recent descoperite. Da? Deci în cadre medicale intră medici, asistenți, infirmieri, brancandieri. Okay, și da? Nu vorbim doar despre medici. Ok, înțeleg. Bun. Dar în cazul în care, că nu s-a încheiat pandemia, a spus și dumneavoastră, sigur, putem să nu stăm cu unii în buzunare. În cazul în care există această rezervă de cadre medicale? Aveți de unde? Adică când a fost pentru Suceava, au plecat din Neamț, au plecat din Iași, s-au dus medici acolo să le dau un ajutor. Există Suceava a avut foarte mari probleme în privința personalului. Da, avem. E clar, există rezervă. 100%. Nu de la alte județe, din structurile proprii și la nevoie se pot detașa sau delega. De la alte unități spitalicești. Fără probleme. Da, nu avem probleme la județe. N-am ajuns într-o zonă în care să importăm, ca să zic, forță de muncă medicală. Au fost în perioada de vârf a pandemiei câteva cadre medicale venite din Iași, cred că un număr de aproximativ 14-16 cadre medicale care au venit la noi la Neamț, s-au încetat detașările, s-au dus înapoi și au mai fost în interiorul județului cadre medicale delegate sau detașate, de fapt, în perioada stării de urgență, de la spital precum Roman, Târgu Neamț, Bicaz, la spitalul suport COVID Piatra Neamț. Și de la Bisericani. Și de la Bisericani la Piatra Neamț. Acum lucrurile sunt așezate, așa cum spunea și domnul director, avem aproximativ 5% cazuistică pe cadre medicale per ansamblu, sens în care nu suntem astăzi într-o zonă în care să nu avem disponibil cadre medicale. În altă ordine de idei, domnul director general, și pentru dumneavoastră întrebarea asta, urmărind reacțiile de pe rețelele de socializare, se vede o stare totală de neîncredere legată de coronavirus și aici mă refer pe foarte mulți tineri, elevi de liceu. Întrebarea este, se face sau aveți... Neîncredere în ce sens? Că pe ei nu poate să-i atingă virusul sau în ce sens? Se face vreo campanie de, nu știu, să-i faceți cumva atenți, să-i înțeleg că... Categoric, da. Categoric, da. În perioada aceasta de pregătire a examenelor au avut loc inclusiv ore de consiliere. Deci copiii care au ajuns în școală s-au întâlnit și cu dirigintele, cu profesorul consilier, profesorul psiholog. Este foarte importantă pregătirea inclusiv psihologică a copiilor pentru examen, mai ales pentru cei de 8-a. Este primul examen din viața lor. Eu vreau să vă spun un lucru. Copiii au o stare de spirit foarte bună. Eu am trecut în școală și din rural și din urban. Copiii și-au dorit să revină la școală. Da? Asta nu înseamnă că noi speculăm această dorință a lor și nu luăm mai departe toate măsurile care se impun. De exemplu, ieri am solicitat colegilor directori încă o dezinfecție în toate unitățile de învățământ. Unii au făcut acum 2 săptămâni și n-au avut loc cursuri acolo. Am spus să mai verifici odată, facem totul pentru copii. Acesta este scopul nostru. Nu trebuie să-și creeze probleme cei care în ziua examenului, să spunem, sunt fie în carantină instituționalizată, izolare instituționalizată, sunt în spital bolnavi, da? Deci pe motivele acestea medicale sau cele legate de carantină, izolare, vor avea o sesiune specială. Cei de la 8-a la sfârșitul lunii iunie 28-30, pusă special ca să beneficieze și de calendarul admiterii, da? Iar cei de la clasele a 12-a vor avea imediat, la începutul lunii august, sesiune specială, tot pe motive medicale. Urmată tot în august de a doua sesiune de bacalaureat, așa cum a avut loc în fiecare an. Deci nimeni nu trebuie să-și facă probleme. Cazurile speciale, copii cu cerințe speciale, le-am aprobat la toți să susțină în sesiunea ordinară examenul. Și așa este și normal, cu tot sprijinul necesar. Sunt copii care nu pot scrie. O să dea examenul acasă cu profesor, cu profesor care scrie, dictează teza. Deci exact conform metodologiei. Vreau să-i asigur că nu va rămâne nimeni în afara examenului, nu? Decât pe motive strict medicale, cele invocate pentru sesiunea ordinară. Mai sunt întrebări? Da, pentru... Vă rog.
ce condiții, criterii trebuie să îndeplinească spitalul județean pentru ca aceste secții ale instituției să fie redeschise pentru pacienți non-COVID? Înțeleg că există legislație și ar vrea să știu ce analizează sau ce iau în considerare epidemiologi pentru a redeschide aceste secții. Deci, în primul rând, spitalul județean este un spital pavilionar. Această structură permite foarte ușor să se realizeze circuite special pentru pacienții COVID și pentru pacienții non-COVID. Mai multe detalii vă pot da medicii epidemiologi, care sunt specialiști în domeniu, care astăzi exact acest lucru îl discută împreună cu conducerea spitalului, așa cum am spus, și cu medicii șef de secție. Noi avem datoria de a analiza momentan oportunitatea acestei decizii și considerăm că lumea are nevoie de redeschiderea secțiilor pentru pacienții non-COVID. Așa cum am mai spus, sperăm ca acest lucru, și de fapt nu sperăm, suntem aproape siguri că se va realiza în această lună. Știți cumva dacă această redeschidere se va face gradual sau pentru toate secțiile? V-am spus, aceste discuții au loc exact în acest moment în care vorbim între specialiști. Dacă mă întrebați mâine, vă voi răspunde cu mare drag. Domnule general, aveți o situație cu numărul de profesori care vor asigura asistența în clasă la evaluare națională? La evaluare națională nu sunt probleme, deci avem peste necesar, da? La bacalaureat, la evaluarea lucrărilor avem peste necesar, iar la asistență, avem asigurată asistența în condițiile ordinului de ministru, în unele situații cu un singur asistent la clasă. Dar, până săptămâna viitoare, vom avea asigurată asistența, eu așa cred, cu doi profesori la fiecare sală de curs, unde vor fi copiii așezați exact pe norme, la 2 metri distanță, cu o medie, cred că cam în jur de 10-12 copii în sala de curs, cât diferă sălile de curs. Deci, din punctul meu de vedere, nu sunt probleme, asta voi raporta și la videoconferința de la 15:30 cu doamna ministru, unde transmitem și ceea ce am discutat azi legat de cazurile semnalate. Eu mă bucur că nu există copii, nu există profesori, nu există personal didactic auxiliar infectați. În afară de cele două situații la școala 2, spunem că nu e niciun argument ca să nu să se desfășoare în cele mai bune condiții, spunem noi, examenele naționale. La acest moment, din punctul nostru de vedere. Și sperăm că așa va fi. Vom fi aproape, vom avea inspectorii școlari în teritoriu, voi fi și eu în teritoriu, nu pe post de controlor, merg acolo să asigur suportul. Asta mi-am propus și punctual unde pot ajuta, voi ajuta. Asta voi face să rezolvăm, să găsim soluții. Alte întrebări?